De mulți ani, locuitorii din cartierul Nicolae Bălcescu se tot plâng, bade lipsa asfaltului în unele zone, bade starea jalnică a ulițelor, bade apariția unor gropi, bade lipsa canalizării acolo unde ea este necesară. Acum, o nouă problemă se ivește în acest cartier. Mai multe gropi de gunoi se dezvoltă de la o lună la alta, grație deșeurilor aruncate de așa zi și gospodari. Coceni, pungi din plastic, resturi menajere, peturi, găleți, hârtii, cartoane, saci din iută, damige ne sparte și chiar o carcasă de televizor fac parte din decorul zonei. Cei care locuiesc în vecinătate sunt revoltați de faptul că vecinii aruncă la întâmplare pe terenurile din zonă tot ce nu le mai trebuie prin gospodărie. E drept, pământul nu e bun nici pentru agricultură. Unii au încercat să-l curețe și să-l cultive, dar rezultatul a fost un dezastru. La vremea recoltei nu s-a cules nici măcar un știulete de porumb. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor lua măsuri pentru remedierea situației și dacă locuitorii din zonă vor continua sau nu să arunce deșeuri pe terenurile din apropiere. Până la urmă, totul se rezumă la o chestiune de civilizație.